fost ceva muncă de adunat, pentru că, de fapt, pariul nostru, al Irinei Nistor și al nostru în general, și nu numai la acest festival, în general la tipurile de eveniment pe film pe care le facem, este să aducem cât mai multe filme pe care lumea să le vadă fie prima dată aici, adică înainte, cu o săptămână, două, trei, după posibilități, înaintea intrării în circuitul cinematografic, și pariul cel mai mare, să le vadă doar aici, pentru că doar așa credem noi că, într-un fel, merită mult mai mult efortul de a merge într-o zi, fie vară, fie iarnă, fie ploaie, fie vânt, la ora respectivă, în ziua respectivă, și la cinematograful pe care nu ți-l alegi, ci este cel pe care îl folosim noi. Noi vorbesc în general ca eveniment de film, și la pariu acesta lucrăm cel mai mult. Cred că ne-a și ieșit la fel de bine cum am încercat, de fapt, pentru anul acesta. The infamous Hank Palmer. The jaded lawyer with no respect for the law. Did that just happen? How does it feel? Knowing every person you represent is guilty. It's fine. Innocent people can't afford me. Fiecare film în parte este însoțit de cineva care reprezintă critica de film, de cineva care reprezintă psihanaliza, dar și de cineva care are o legătură directă cu subiectul. Dacă avem magie, avem un magician, un magician adevărat, deci nu un actor, ci realmente pe domnul Iosifini, de exemplu. Dacă avem două filme cu procese întâmplător, pentru că știm că totul se desfășoară sub ideea de după faptă și răsplată, nu neapărat crimă și pedepsă, ci după faptă și răsplată, drept care două dintre filme sunt chiar cu procese, și am adus judecători și avocați care să ne explice exact cum funcționează la ei și cum funcționează la noi sistemul de drept, și din nou și cum probabil care a fost sistemul care i-a determinat pe diversi să ajungă în poziția de a fi judecați. Și un film despre modă, unde iarăși am invitat cronicar de modă, și mă bucur foarte tare că vine Adina Buzatu să ne vorbească de Yves Saint Laurent. Deci, de fiecare dată, să nu plece lumea doar cu ideea că am fost ca la un film obișnuit, și să se simtă că e altceva. Și văd că lumea reacționează, pentru că altfel, pe ploaia asta cumplită de afară, îți spun drept, niciun cățel să n-a scoți. Trebuie să vă spun că Andrea Savanini și-a lansat cartea acum câteva luni la Londra, chiar la Muzeul Freud. Love Building a fost, de fapt, o consecință a festivalului, o frumoasă consecință a festivalului de psihanaliză de la Londra, unde Iuria Rugin a venit și a prezentat un film și mai apoi s-a gândit cum să facă un film pornind de la această idee. Because you know that film started with that. Și de Crăciun avem deja partea a doua. And for Christmas we have already the second part, as you suggested. Pentru că trebuie să vă spun că el a sugerat că ar fi bine să ia fiecare personaj, fiecare cuplu în parte din la Building. Domnul Savanini propunea ca mai departe Iulia să ia fiecare cuplu în parte și să facă un serial din povestea asta, tocmai în ideea și a ei și a mea cu acest festival, ca lumea să afle mai multe despre psihanaliză, așa, încetul cu încetul și cu multă răbdare, mai ales din partea celor care mulțumesc foarte mult că vin de fiecare dată aici și ne sprijină. La sfârșit, Andrea Savanini va fi aici și va comenta filmul. Am să vă mai spun că am ales să-l comenteze pe acesta din această seară, pe lângă faptul că e un film absolut remarcabil, pentru că anul trecut la Londra, când a avut festivalul domniei sale, care se chema Secrets and Lies, evident că l-a avut și pe Mike Lee, puteți vedea aici cu el, și ceea ce m-a amuzat cel mai tare este că au până și scaunele absolut la fel ca ale noastre. Trebuie să vă spun că festivalul lui se ține acolo unde se decernează premiile BAFTA. Exceedingly beautiful. I thank you. Thank you, Mr. Turner.
my little lad could draw before he could read and write. Is that who? Constable Turner. You're still making your nice little pictures, Mr. Turner. She'd make a fine subject for you to paint. Oh, is that so? I shall cogitate upon it. Interesting, if you think about the scene where he was approached by this wealthy collector who, in perfect good faith, was offering him the extraordinary, exorbitant amount of £100,000 for all his works. Which reminded me of how the film producer, Samuel Goldwyn, offered $100,000 to Sigmund Freud to make a film about love for him. Goldwyn believed Freud to be the greatest expert in the world about love and wanted to make a film about the great, the famous love stories in mythology and in history, and wanted Freud to be the director. And Freud said he wouldn't even intend to meet him. And I think that both Turner and Freud have the integrity of the value of the work or the discipline being far above any commercial monetary price that can be put on it. Am păstrat ceea ce am început anul trecut, respectiv selecția de scurtmetraje românești. Irina Nistor a mizat foarte mult pe scurtmetrajele care nu s-au tot plimbat prin toate festivalurile. Iarăși un lucru bun, spun plimbat, în sensul cel mai bun al cuvântului, pentru că e bine ca scurtmetrajul românesc să se vadă la cât mai multe festivaluri, dar a căutat scurte pe care nu le-am putut vedea în foarte multe locuri. Am zis, hai să vedem ce ar înțelege genul ăsta de personaj din utilitatea Facebook-ului și din noi de actualitate, că au fost alegerile acum și vedem ce înțeleg niște oameni puși brusc în fața tehnologiei din ea. Și cam asta a ieșit. Mm-hmm. Și vreți să faceți un fel de seria din ea? Sau ce vreți? Că eu înțeleg că pentru noi a fost un fel de testare, ca să știți unde vă aflați. Au vrut să vadă un pic cum reacționează publicul la asta. Deci, da, așa e. Am vrea să facem o serie cu mai multe personaje din mai multe zone ale publicului. Deci vreo televiziune vedem... v-ar lua la... vreo televiziune genul ăsta de sketch l-ar lua sau s-ar mai pieptăna? L-ar lua... Nu s-ar pieptăna. De ce? Nu, e întreb. Încă foarte subțire. E foarte elegant. A, da? Se poate și mai rău? Nu da. Vă uitați la televizor, îmi pare nu, rău. La fata filme și de știri, nu. Îmi pare rău. Deci, ne cunosc. Da. Nu se pune problema. Noi am vrut să facem o chestiune legată foarte strâns de ce înseamnă Facebook la ora asta și care este impactul lui cu România tradițională prin părintele, da? Și prin oamenii simpli din popor, respectiv instalatorul și cu cetățeanca. Deci toți trei lucrează cu publicul și își fac prin Facebook reclamă ca să-și caute clienți. Cam asta este ideea. Este un scurtmetraj de aproape un sfert de oră despre diversi români care încearcă să se promoveze pe net, mai precis pe Facebook, pentru că abia l-au descoperit. Și este o comedie ușor cinică, sau poate un pic mai mult decât ușor cinică, despre ce înțeleg acești oameni din tehnologia secolului 21, ce înțeleg ei din Facebook și la ce înțeleg că o pot aplica. Am venit în acest festival la sugestia domnului Toni Grecu. Dânsul știa de acest festival de 2 ani de zile. Mi s-a părut că, având în vedere că noi facem un comentariu cumva social și observația asupra acestor personaje pitorești din România asta despre care nu prea se vorbește, s-a părut că se potrivește să prezentăm genului de public al festivalului acest impact, acest șoc cultural care reprezintă Facebook-ul pentru genul ăsta de personaje. Adică e un fel de analiză, n-aș spune psihologică, dar e un comentariu totuși asupra modul în care văd ei tehnologia și cumva ce cer ei de la net. Că practic avem trei personaje ușor frustrate, ușor naive din ceea ce obțin ele din internet, din Facebook, din ce li s-a promis în reclame că pot să scoată din acest mediu. Scopul umorului este terapeutic, este să eliberezi niște frustrări sau niște supărări sau niște nemulțumiri în modul ăsta spontan. Și cumva noi de aia căutăm să avem și umor de situație, dar și un mesaj în spate, adică
poate uneori nu te-am reușit să te facem să râzi, să eliberezi tensiunea, dar undeva în adâncul, în subconștientul tot te gândești, băi, cineva mă înțelege. Cineva e ca mine și mi-am pus și eu de multe ori problema asta, în sfârșit a zis-o cineva. Acest film l-am realizat în Finlanda, în cadrul unui workshop și am fost cuplați scenariști cu regizori. Nu știam, nu ne cunoșteam înainte, nu știam... regizorii nu știau ce vom scrie noi și noi nu știam ce fel de regizor vom avea și am fost tras la sorți și regizoarea i-a plăcut scenariul pe care l-am scris, mi-a plăcut și faptul că era cât de cât realizabil pentru că ea trebuie să-l și producă și în mare parte nu prea s-a schimbat mult din scenariul pe care l-am scris, doar au căzut câteva lucruri la montaj pentru a-l aduce în forma de 5 minute. O categoria de public era una tânără, cam până în 30 de ani, așa. Dar tema în sine este universală, pentru că este despre dragoste, despre relațiile oamenilor și felul în care interacționează în legătură cu dragostea și cu străinii pe care îi întâlnim în mijloace de transport. Uneori am dat peste tot felul de oameni în mijloace de transport, să zicem că m-a inspirat și acest lucru. Oameni care sunt singuri, care vorbesc singuri, care vorbesc cu alți oameni din nevoia de a avea o persoană care să-i asculte. Relații au fost de multe ori pozitive și faptul că e o comedie a făcut publicul să guste cumva filmul, să-l aprecieze. Mai ales în sală, îmi place să merg la vizionări, să aud publicul ce reacție are la sfârșit. Unii aplaudă, unii chiuie, unii fac tot felul de zgomote. Lucrez acum la două scurtmetraje pe care le vom filma în primăvară. Dezvolt și un nou metraj și am mai lucrat la un scurtmetraj pe care l-am și produs, l-am și scris, l-am și produs. Și se numește Plouă cu soare. Îl veți vedea anul viitor în festivalul, am început să-l trimitem. Și mai avem un scurtmetraj pe care am filmat și acum este un montaj cu Alin Cadâr și cu Alin Punk, care se numește Canguru singuratic. Și acesta tot la anul. Sperăm să avem un cinematograf. Noi avem avantajul că ne cunoaștem de foarte mult timp și atunci am crescut împreună, am fost și colegi de clasă. Avem o experiență comună în spate și atunci nu ne-a fost deloc greu să ajungem la puncte comune, la idei comune, chiar din contră. Ne-a fost mai ușor, ne-a completat. A fost inițial o poveste a mea cu profesorul ăsta și apoi lui a plăcut foarte mult și am dezvoltat-o mai departe în film. Nu este primul film pe care l-am realizat, este, cred, al treilea film pe care l-am făcut. Am mai făcut un film care se cheamă Picior de porc, 3 lei pe kilogram. Titlul, cam spune și ce gen de film este și care a fost iarăși la mai multe festivaluri, a circulat și la Anonimul și la Dacino, a luat premiul publicului acolo și a fost și la două festivaluri în străinătate, unul în Grecia și unul în Italia. Personal am două proiecte de fapt de filmat pentru facultate, că sunt la master la scenaristică și avem și de regizat niște proiecte și o să am o adaptare după o povestire de John Cheever, un scriitor american, pe care o să o fac probabil în primăvară, o să o filmez și mai am o altă idee personală a mea care să fie cumva un scurtmetraj de epocă, adică o să încercăm să reproducem anii 40. Acțiunea să aibă loc undeva în anii 40. La proiectul de epocă, film de epocă, lucrăm împreună pe partea de scenariu momentan și mai avem împreună și alte, cred că două scurtmetraje, scenarii de scurtmetraje pe care sunt în curs de unul aproape în formă finală, iar la unul mai avem de lucrat. Da, și apropo de asta, unul dintre ele a fost într-un training internațional aici în București, Four Corners of Culture, organizat de Ruxandra Cernat, cu sprijinul CNC și... Ne-a ajutat foarte mult să... Am avut ocazia să discutăm cu niște trainer britanici care ne-au venit cu niște idei foarte bune și sperăm să obținem finanțare pentru el. Aici e partea delicată întotdeauna.
M-am bucurat că au fost reacții diverse, adică am discutat cu oameni pe care îi cunoșteam și chiar m-au abordat și oameni pe care nu-i cunoșteam din sală. Și au venit cu interpretări noi, cu păreri diferite și chestia asta mă bucură mereu când oamenii văd lucruri diferite. Nu există un consens, pentru că, din punctul meu de vedere, dacă există un consens, înseamnă că e un film destul de simpluț. Nu transmite prea multe, dacă toți sunt de acord cu semnificația lui. Pentru mine a fost o experiență foarte interesantă să văd trei povești psihanalitice foarte grele, înstrăinare, lipsă de comunicare, sinucidere și evadare într-o lume virtuală, teme așadar foarte profunde, însă spuse cinematografic într-o manieră pe cât de simplă, pe atât de penetrantă. E absolut surprinzător cum, dacă există o idee ofertantă, o poți concretiza cu mijloace tehnice foarte simple. Aproape că aceste trei povești pe care le-am văzut astăzi ar fi putut fi filmate și pe telefonul mobil, nu contează sau n-a contat atât de mult calitatea tehnică sau dinamica montajului sau spectaculozitatea cadrelor, ci efectiv ideea și relația dintre personaje. Actorii români pot suplimenta lipsa efectelor tehnice pentru că sunt suficient de profund și de interesanți cât să poată transmite emoția necesară publicului. Mă bucură să constat că am început și noi să apreciem scurtmetrajul o lungă perioadă de timp pe nedrept și destul de ingrat. Scurtmetrajul românesc a fost aruncat așa cumva într-un derizoriu sau chiar într-o uitare. Ne revenim, e un suflu proaspăt. E un chef de film, se simte asta la tinerele generații și vă felicit foarte mult pentru ideea de a psihanaliza teme importante într-un festival de film. Un alt film care a făcut senzație la Sundance, e vorba de Whiplash, nu va avea distribuție în România, dar iată că tot acest interes care se creează și cu ajutorul mic, poate, al nostru, îndeamnă distribuitorii români să aducă cât mai multe filme, poate nu de box office, dar interesante în circuitul cinematografic. Sigur că ele nu vor face la fel de multe încasări ca un film, eu știu, nu vreau să dau exemple acum, care, filmele care umplu morurile, care, cum să spun, e absolut normal și e foarte bine că există. E vorba despre Whiplash, așa cum am spus, și vedem înainte de ceilalți spectatori, cu câteva săptămâni, filmul din deschiderea festivalului și filmul din închiderea festivalului, adică Judecătorul și I, Origins. Dar pentru că tot povestesc eu aici de filme pe care le vedem înainte, cred că e cazul să mulțumesc și distribuitorilor de film din România, care mai târziu sau mai devreme au înțeles că prezența într-un festival nu poate fi decât benefică pentru filmul respectiv, care după aceea va intra în distribuție în cinematografe. Filmul de această seară este într-o avanpremieră totală, ceea ce probabil că ați citit. Dar ceea ce mă bucură cel mai tare este că după va fi comentat de doctorul Cristian Andrei, care este singurul care ne-a însoțit de la prima ediție. Nu ne-a refuzat niciodată și mai ales nu s-a răzgândit în ultim moment. Ceea ce vă spun sincer că este foarte important pentru noi. Și alături de el este domnul Cornelie. This place is nice. I really like the music that they play. Bob Ellis on the drums. I'm part of Schaefer's top jazz orchestra. It's the best music school in the country. The key is to just relax. Don't worry about the numbers. Don't worry about what the other guys are thinking. You're here for a reason. Have fun. 5, 6, and. I want to be great. And you're not. We got Buddy Rich here. Little trouble there. You're rushing. Here we go. 5, 6, and. Were you rushing or were you dragging? I don't know. If you deliberately sabotage my band, I will gut you like a pig. Oh, my dear God. Are you one of those single-tier people? You are a worthless pansy ass who is now weeping and slobbering all over my drum set like a 9-year-old girl. Eu cred că fiecare om care a văzut apariția celor doi bărbați mai maturi din film și-a amintit de tata, într-un fel sau altul.
Se întâmplă ca de multe ori să existe în viața unui bărbat tânăr un tată ratat, moare. Și caută după o vreme, după ce va fi devenit agresiv sau dezamăgit de taicăsu, un alt tată. Multe din lucrurile care s-au petrecut în film fac parte din ritualul de trecere, de inițiere. Când băiatul devine bărbat, după umilințe, după eforturi, după confruntări, după competiții și este recunoscut într-o bună zi. Foarte mulți băieți plăceți ceea ce a pățit acest băiat în începutul carierei lui. Ce e interesant aici este că se leagă de un stil de muzică, jazzul, care de fapt se bazează foarte mult în teorie, ar trebui să fie foarte multă improvizație, să fie foarte multă bucurie, foarte multă creație și de fapt aici totul este transpus în foarte multă disciplină. Și este mai mult un sport decât muzică. Și de aici devine foarte, foarte ciudat pentru mine, pentru că eu aș fi luat o razna din start. Pentru că nu înțeleg genul ăsta de relații și genul ăsta de obsesii. Pentru că, până la urmă, muzica nu este o obsesie, este o pasiune. De fiecare dată vrem să aducem ceva nou. Pe lângă filmele în sine, în privința conceptului ne-am zis că trebuie și copiii pregătiți pentru mai târziu, respectiv aduși și ei să fie învățați până una alta că sâmbătă dimineață sau duminica dimineață se merge la cinema. Dacă sunt mici, sigur că deocamdată li se va citi sau li se va dubla filmul respectiv. Dacă sunt ceva mai mari, se vor descurca probabil singuri și cred că asta este un bun început pentru ceea ce urmează să facem mai târziu și mai mult decât atât, de fiecare dată să fie în sală și psihanaliști specializați pe copii, pentru că știm că e de fapt o soluție și o modalitate de a crește copiii foarte occidental. Nouă ne-a scăpat treaba asta, a fost o interdicție de 50 de ani aproape și atunci sigur că e greu să recuperăm. Îmi place din nou că ideea Irinei de a prezenta în fiecare an un film vintage pe care să-l comenteze merge foarte bine. Anul acesta e vorba de François Truffaut, Le Cat Sans Cou, și n-am renunțat la lucrul ăsta și am adăugat în acest an filmele pentru copii, pentru că noi credem că chiar de la vârste foarte mici, copiii pot fi îndemnați să vadă un film și să-l și comenteze după. Je sais très bien qu'à l'école on apprend des tas de choses inutiles. L'algèbre, la science, ça sert à peu de gens dans la vie. Mais le français, hein? Le français, on a toujours des lettres à écrire. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Non, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Si tu me demandes 1000 francs, c'est que t'en espères 500, donc t'as besoin de 300. Tiens, voilà 100 balles. Tiens, voilà 500, ben. Mais en principe, c'est ta mère qui paie ça.